Yamamoto Noh din Osaka este una dintre cele mai cunoscute companii teatrale din Japonia. Spectacolul pe care actorii nipon l-au oferit publicului la Festivalul de Teatru de la Sibiu este o formă de teatru tradițional japonez, inclus în patrimoniul UNESCO. La premiera de la Sibiu a spectacolului l-am întâlnit pe excelența sa Emil Hurezeanu, ambasadorul României la Viena. Este unul dintre cei mai fideli spectatori ai festivalului, cu atât mai mult cu cât este originar din Sibiu. Eu am o dublă centralitate. Fiecare dintre noi avem mai multe centralități, dar eu sunt sibian și asta n-ar fi mare lucru, dar... Sunt unul dintre cei mai vechi însoțitori, companioni de drum ai acestui festival, adică am fost și la prima ediție, poate nu chiar la fiecare în ultimii 30 de ani, dar hai să zicem, eu am îmbătrânit în timp ce festivalul creștea și sunt de fiecare dată și acasă, dar îmi văd casa, nu cu nostalgie, ci cu interes, cu curiozitate, redescoper de la an la an formule noi, inovative. E un festival cu resurse nebănuite, începând cu cel care l-animează de atâți ani și apoi cu toată această mobilizare de forțe care este extraordinară și pentru România unică și cred că se repetă în lume de 2-3 ori. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu a devenit foarte apreciat în întreaga lume, în special în anul 2007. Atunci Sibiu a fost capitală culturală europeană și tot de atunci festivalul a fost comparat cu alte evenimente de gen, festivalul de la Avignon, Franța și Edinburgh, Scoția. A trebuit să fim convinși că suntem mult mai buni decât renumele nostru oglindit în noi înșine, în propria noastră percepție. Noi suntem pregătiți să ne judecăm hipercritic, în cel mai bun caz, și foarte cinic, dacă nu sarcastic, în cel mai rău caz. Adică nu e o lipsă de încredere în noi, care vine dintr-un fel de autoconcentrare, dintr-un fel de percepție centripetală, deci care adună, concentrează în loc să centrifugeze, în loc să răspândească. Ori, succesul unei operațiuni, într-o lume atât de deschisă de decenii, cum este lumea noastră, globalizare, digitalizare, comunicare multistratificată, este să te deschizi, să te compari cu cei mai buni și în felul acesta devii și tu cel mai bun. Deci asta e rețeta.